Salutări din București și bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius, dar pentru cei care nu știu acest canal, pe încă ceva există foarte multe discuții legate de fucking Marvel. Avem și un anunț special, evident. Pe 5 mai avem Mega Watch Party-ul Doctor Strange in the Multiverse of Madness la Cineplex Watch Party-ul încă ceva. Aveți linkurile cu biletele deja pe Facebook, pe Instagram și pe comunitate chiar aici. O să lăsăm linkul și în descriere la clipul ăsta. Cumpărați-vă biletele ca să le vedem filmele împreună. O să avem giveaway cu merch oficial. O să avem practic merchandise din state adus de către Disney România. Avem de asemenea merchandise de la noi, de la încă ceva. O să avem de asemenea merchandise, comic book-uri clasice cu Doctor Strange și cu uh, Scarlet Witch și X-Men. Așa că, dragii mei, dacă vreți să participați alături de noi, dacă vreți să fiți alături de noi la recenzia live de după film, ei bine, cumpărați-vă biletele pentru Cineplex pe 5 mai, vrem împreună, de la ora 7. Vă mulțumesc și mai departe cu reacția. Și azi avem în sfârșit, după N timp, după ce am așteptat cu toții și nu mai părea că nu mai vine, în sfârșit avem și un teaser, nu avem trailer, avem teaserul de la Thor Love and lightning thunder. <laughs> așa că, mei, hai să ne uităm împreună la acest teaser pe care deja l-am văzut aseară. Am vorbit puțin pe live de el, dar nu ne-am uitat cu adevărat la el. Așa că, let's check this out. Îmi place foarte mult da, ce face Taika Waititi. El a furat-o aici de puțin de la James Gunn. A băgat așa o mână până aici și a zis că ok, îmi place ce face băiatul, fac și eu de astea acum. Ceea ce e o idee foarte, foarte bună, deși putem, trebuie să recunoaștem că Taika Waititi e pe classic rock. El a avut și Immigrant Song-ul la celălalt Thor. Data asta avem uh, uh, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, dacă nu mă șelie. Așa că, why not? Iar aici începe trailerul cu călătoria lui Thor. Ideea este că în comic book, în comic book din care se inspiră Thor, da, unde aici avem un, ăsta este comic bookul. Da, aici e, e Gore și aici e Old Man Odin, Old Man Thor. Pe parcursul acestui comic book uh, întâlnim mai multe iterații a lui Thor, așa că ce cred eu că avem aici, acest montaj în care fuge Thor, cred că va avea o oarecare relevanță în timpul filmului. Și fain și că au folosit costumul ăsta, Golden Age costumului uh, lui Thor. Dacă vă uitați aici la el, la casca de pe cap, armura de pe el, pantalonii albaștri și cizmele astea ancestrale. Ăsta este costumul lui Thor, practic până, în, până la Marvel Universe. Practic până în, până, în, da, până în 2000 și chiar aș spune. Dar vedeți că și el crește, îmbătrânește. Și aici avem costumul. Nu mai nu dau seama dacă ăsta este Chris Hemsworth, sincer, din cadru. Nu dau seama dacă e chiar el. E interesantă chestia asta. Pare CGI aproape? Exact. So fucking weird. Ok. Îmi <laughs> place tot, 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 filmul ăsta vrea să, sau tot teaserul ăsta vrea să creeze senzația asta de foarte, foarte light. Știi, și că nu o să avem de-a face cu prea multă... Cred că este un misdirect din partea lui Taika Waititi. Aici că plantează, îl plantează pe Stonebreaker. Aici avem din nou Lebowski, Lebowski Thor. Nu știu dacă o să avem treaba asta în, în film propriu zis sau dacă e doar un... La fel, dacă faci parte doar un mic montaj. Aici e singura, a, 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 cadrul ăsta mi-a dat stop, a, stop energetic pentru că, evident, doi ochi albaștri. Iar Thor, știm cu toții, are un ochi căpruie acum. Poate citim prea mult între rânduri în chestia asta, dar a, mai încolo știm că va avea o armură similară cu Rune King Thor. Între timp am văzut că armura Runking Thor de fapt este și armura lui Odin Force Thor. Și probabil că în direcția aia o să meargă de Odin Force. Faz este că în comic book la un moment dat Thor își sacrifică ochii pentru a avea amazing power. Da? Și tatăl său și-a sacrificat unul dintre ochi, adică Odin sacrifică unul dintre ochi pentru a putea vedea uh, ceea ce este, a fost și va fi. Și faptul că practic l-aveam pe Thor care pierduse cum ar veni un ochi, dar cu altă ocazie, din cauza lui Hela, da? mergeam puțin așa către Old Man Thor cu with the eye patch. Da? aici iPad-ul ai de pirat. Și acum, practic, facem un full reversal în chestia asta și avem pe Thor cu amândoi ochii buni. Adică s-au gândit e mai simplu decât să avem CGI-ul ăla. Asta ne a făcut, deci cadrul ăsta mi-a plăcut la revunie. Ăsta cu, cu lanțurile s-a părut genial. <laughs> și cu asta, cu șapca lui care, pe care scrie uh, Strongest Avenger. M-am uitat la cadrul ăsta să văd dacă îl recunosc de undeva, dacă îmi dau seama cine ar putea să fie gigantul care este prins în lanțuri, dar nu mi-am dat seama, nu știu cine e. Mi-a plăcut scena asta în care în, la jucării spune Ravager Thorn. Și aici îl avem practic pe Thor care unde... Cred că toate scenele astea sunt din primele 20 de minute ale filmului, cam toate, da? Thor care aici aruncă <l> haina peste ea. Deja aici suntem în altă scenă, de zic că cred că este un montaj de la începutul filmului, pentru că dacă vă uitați aici e îmbrăcat într-un fel, da? Trecem mai departe, e îmbrăcat în cu totul alt fel, deși pare că suntem în același loc, pare că suntem piatra asta din spate de aici pare că e more or less the same. Și ce mai interesant este că în momentul de față, armura de pe el da, nu mai este cea de Ultimate Thor, cea pe care a avut-o și în Avengers, aia cu butonii de metal. Aici vor să ne vândă că întoarce spatele luptei, dar de fapt suntem deja iar pe altă planetă, vedem planeta asta Uh, distrusă aici care probabil este uh, Olympus, da? Dacă ne uităm pe aici pe jos, la ce se întâmplă, e clar că a fost o luptă, distrugere. L avem pe Corg cu noi lui pantaloni <laughs> uh, și centura lui uh, cu cap de uh, berbec. Și aici avem pe Tooth Cacher și Tooth Mower sau ceva de genul ăsta, bine, numele lor era cu totul altul, undeva în New Asgard. M-a tot uitat să văd dacă cumva e old, e undeva în vechime, pentru că ce vă spuneam, în comic book-ul ăsta, Thor are o călătorie întreagă de-a lungul istoriei sale, de unde vine, ce face, cum s-a optat cu Apocalypse și multe alte chestii. Chestii pe care nu le vedem, nu o să le vedem în film, cred. Dar prima oară am crezut că poate ăsta este un fel de în Old Town, cu doar cu un templu asgardian, dar nu, nu e caz, e New Asgard până la urmă, pentru că pe nava asta, o vedem și pe Korg o vedem și pe Valkyrie și îmi place și caseta aia luminoasă cu nu știu dacă se vede aici, cu aia cu Cocktails and Stuff, <laughs> are o casetă luminoasă undeva în spate, aici aici în spate se vede o casetă luminoasă cu Cocktails and Happy Hour Ceea ce mi s-a părut drăguț. Iar asta de aici, nu dau seama dacă ce vine din partea asta. Dacă vă uitați aici pe săgetuța asta, nu dau seama dacă este Thor călătorind pe Bifrost sau nu. Dar e clar că ajung în Olympus. Aici. Aici e o scenă, îmi place că aici în spate e ceva cu să distruge totul. El merge, victime colaterale. Și din nou, cred că este începutul filmului, montajul de la începutul filmului. Cred că tot ce e aici avem un montaj de probabil 5 minute și toate astea sunt exact la începutul filmului. Mai puțin, este și o scenă care nu e așa. Îmi place și scena asta cu bifrost Dar deja aici suntem în a doua parte a filmului, mult mai departe, pentru că, după cum vedem, are costumul auriu pe el, are, costum, are armura de Rung King Thor, și deci, it's a different story. Shalu e altul. Da, e cu mult, cu mult în spate. Adică cu mult în, în față, pardon, în spate. Iar aici, în schimb, ce avem aici este acest Mount Olympus sau Olympus sau whatever the fuck, cum o să-i ei în film, unde trăiesc, practic, unde trăiește Zeus. Adică ăsta este nimeni altul decât Russell Crowe în rolul lui de Zeus. Vedem aici o civilizație tipic romană, tipic romană, slash, grecească, coloanele. Uh, gor asta face, ucide zeități. Iar aici, din nou, suntem, dacă uitați la cadrul ăsta, aici suntem în același loc. Îl vedem pe Thor cu armura lui nouă și îl vedem întâlnindu-se cu Korg. Ne spun că ceva, something doesn't fit. Iar ăsta, cadrul ăsta, ăsta este direct din comic book. E direct din comic book. Este momentul în care Thor începe să uh, găsească cadavrele altor zei uciși de către gor. Iar aici ce vedem lângă el, pe Korg lângă el, eu cred că în film o să fie altceva, nu cred că o să fie corg. Pentru că expresia feței lui aici nu este una de bucurie, e o expresie de preocupare maximă. Armura de pe el, în schimb, nu este totuși cea pe care am văzut-o mai devreme. Nu dau seama dacă e încă o armură. Da? Adică vedem aici că pelerina este ținută de către aceste chestii aurii, iar în cadrul următor vedem că este o armură cu blană pe spate, dar nu mai are acele chestia aurii și pus că aici e negru în loc, de, în loc de albastru. E clar că aici începe să fie filmul serios. Trailerul încearcă să ne vândă acest happy-go-lucky camping motherfucking trip, dar cred că o să fim surprinși cu toții de seriositatea lui. Aici avem evident New Asgard. Și asta este comitetul din New Asgard care vorbește cu Valkyrie și explică ce are de făcut pentru a-și conduce noul oraș. Când te uiți la culori, la ce se întâmplă aici, în zona asta, ăsta este acest, aici e The Guardians of the Galaxy, evident, și cu corc, dar ce se întâmplă în partea asta, în acest Mount Olympus, pare să, și acum din nou suntem pe planeta pe aia, cu distrugere, cu... Asta, nu-mi dau seama dacă aici suntem pe Mount Olympus sau suntem în altă parte. Faza e că el e îmbrăcat, el e îmbrăcat încă în Ravager Clothing, adică cred că, de fapt, este concluzionarea montajului. Bă, cât de mare s-a făcut omul ăsta pentru filmul ăsta. <laughs> și asta mi-a plăcut scena asta. Mi-a plăcut mult. Aici ei sunt undeva pe pământ. E clar că sunt pe pământ pentru că există niște mașini. Dacă e New Asgard, probabil că e New Asgard și este probabil într-un moment în care se ataca de către Gor. Văd aici în spate se întâmplă niște tentacule, niște chestii în aer, aici something is going on, din nou, încă, de deci e o armură complet diferită, există această, a, practic asta este armura pe care o vedem și la început, când își întoarce spatele luptei, ca să zic așa, hai să vedem dacă o găsim, adică asta, cred că este, deși și asta pare ciudățică, nu-mi dau seama, vrea să mai fie o a trei armură. Dar ideea e că e clar că armura asta de aici cu negru și cu blănița pe spate face parte probabil în actul 2. Adică înainte să devină overpowered to fucking beyond by the Odin Force. Ideea e că în comic book felul în care îl înving pe Gor este prin mai mulți Thor din trecut, practic din trecut, din prezent și din viitor. E Young Thor, Normal Thor și Old Man Thor, care își unesc forțele pentru a-l învinge pe pe Gor. Și aici nu cred că o să facă chestia asta evident, dar ce cred că o să facă? o să facă o tranziție între levels of power. Îmi place cum arată Natalie Portman în costumul de Thor. Ciocanul așa, ce vă spuneam este că și în run-ul curent al lui Kates Ciocanul arată la fel de ai făcut cu aur, e ținut, e lipit cu aur sau un metal galben din, din paradis. E interesant oricum, e interesant, e interesant. E clar că avem trei costume, patru chiar dacă consider și Ravager Thorul ăsta. E foarte greu să-ți dai seama din linie temporară care se întâmplă aici, pentru că din păcate nu prea ai cum să o faci. Îmi place că au adus și caprele, care nu sunt caprele, sunt niște entități de-astea cosmice. Sunt curios de unde o să-și ia armura asta. Dacă merg pe Run King Thor sau merg pe Odin Force Thor, sunt curios cu scena asta de hipiot, ce cu ea. N-am idee de unde a venit. Sunt curios dacă ăsta este Yggdrasil, dar nu cred. Copacul ăsta aici, de wouldn't make any fucking sense, cam mic. Și sunt curios de unde și-a și, -a, de unde și -a ochii amândoi ochii. Iar cadrul ăsta care vine direct din comic book mă face să am încredere că ce vedem aici este pur și simplu un super teaser și nimic altceva. Vor să ne ducă puțin în eroare vis-a-vis -vis de tonul filmului, care va fi, cred că, puțin mai sumbru decât ne așteptam. Cam asta e ideea. Bun, cam asta ar fi. Sunt entuziasmat pentru producție, sunt chiar rău să-l văd. Din nou, faptul că Taika Waititi... Uh își asumă aceste povești cu Thor care sunt complet diferite față ce am văzut până acum și își asumă acest God of Thunder care a fost un probabil cel mai bun run Thor din toate timpurile că se duce acum în Gor și în Unworthy Thor și dacă se duce mai departe după aceea se duce și în God of Hammer și uh, Herald of Galactus Thor ar fi minunat, Doamne ajută și e clar că ceea ce vor să facă sau ce vedem că fac cu cu Thor în momentul de față îi face un setup pentru încă mai multe filme. Adică cel, mai avem, cred că, cel puțin încă două filme cu Thor în momentul de față cu Chris Hemsworth. Așa că I'm pretty stoked about that. Bun, dragii mei, cam asta ar fi pentru astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că v-a plăcut suficient de mult cât să lați like-ul, share -ul și subscribe-ul, evident. Dacă vreți să ne susțineți pe Patreon, comunitatea încă ceva sau cumpără mărci de pe încă ceva.ro slash shop. Mă atât viitoare nu rămân decât să vă urez. Vizionare plăcută, numai bine, baftă!